Cuvântul domnului Laurențiu Moț, o mică schimbare în programul nostru. Ați observat că la această tribună am vrut să invităm persoane din diferite confesiuni creștine. N-am avut posibilitatea să avem și de alte religii, dar am avut ortodoxi, am avut catolici. Acum avem un domn neoprotestant din tradiția adventistă de ziua șaptea. Și nu este oricine, este rectorul Institutului Adventist de ziua 7 de la Cernica, din București, un om pe care îl apreciez foarte tare, care nu a avut ocazia până acum să ne adreseze un cuvânt aici la noi. Eu am fost de mai multe ori la ei și vă spun că este un cadru destul de agreabil și mulți din studenții lui de la licență și master vin la noi la doctorat. Și așa se creează legături de amiciție și de fraternitate în Hristos între noi. Așadar, îi voi da cuvântul. Lui i-am cerut să ne vorbească despre procesul de învățare și dezvățare în societatea noastră. Ce înțelegem noi prin învățare și cum învățarea asta se duce în dezvățare, și el ne va vorbi din prisma aceasta teologică. Deci, intervenția este învățare și dezvățare în educația teologică. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, cu atât mai mult cu cât astăzi pentru ei este duminică, după cum știți, nu? Și a acceptat totuși să vină să lucreze alături de noi. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc tare mult, Părinte Lucian. Aș vrea să... mulțumesc tare mult încă o dată, este o onoare pentru mine să fiu aici. De întâlnit n-am mai întâlnit, dar nu la dumneavoastră acasă și este sentimentul diferit, evident. Doar o mică notă de subsol la prezentarea mea, sunt doar decan și mă simt bine așa la noi, la universitatea noastră mică. Bine, suntem mici și decan sau rector, într-un fel, ca volum de muncă, e cam același lucru, dar totuși responsabilitățile sunt diferite. Mulțumesc încă o dată și aș vrea să trec către subiectul acesta cu o altă mică, scurtă mențiune. Specializarea mea este pe Noul Testament, pe limba greacă a Noului Testament, așa că dacă vorbesc astăzi despre educație, este pentru că am o pasiune pentru asta și pentru că mi s-a cerut să cânt pe această partitură. Așa că cele trei cuvinte cheie din titlu vor constitui și structura prezentării mele. Mai întâi despre învățare. Când eram la studiile doctorale, știți că și atunci când faci ceva care îți place, la un moment dat vrei să faci o schimbare. Și ca o recreație m-am dus în biblioteca universității unde am studiat, undeva în Asia, și am căutat o carte care să nu fie de limba greacă, care să nu fie de teologie, de Noul Testament. Și am găsit o carte despre educație, cea din stânga, cum priviți noastră, Ideea Universității, o reexaminare de Iaroslav Pelikan, pe care îl știm în general în studiile teologice ca un istoric al dogmei. A scris multe volume de lința aceasta. Și imediat am luat cartea ca o gură de aer așa în studiile mele și am observat că el a scris studiul acesta, pe care l-a publicat în 92, în dialog cu o carte similară, scrisă de un alt teolog romano-catolic, mă rog, convertit la romano-catolicism, John Henry Newman, anglican de origine, și care și-a intitulat cartea într-un mod foarte asemănător, da? Ideea unei universități sau Ideea de Universitate, publicată mult înainte, 1852. Aș vrea să pornesc mai întâi de la Newman, puțin în discursul meu. Newman, după ce a scris cartea, a fost criticat sever pentru unele din ideile de acolo. Una dintre cele mai proeminente era faptul că el considera teologia ca fiind un fel de regină a disciplinelor de universitate și că orice universitate care își vrea numele acesta ar trebui să aibă în curriculum materia teologiei, chiar dacă ea este pe domeniul tehnic sau al artelor sau ce vreți noastră. Și, cum am zis, a fost criticată în mod serios pe tema aceasta, pentru că, între timp, universitățile, deși la origine au fost pornite ca instituții creștine sau bisericești, ajunseseră deja seculare și au vrut să specialiștii în educație să o păstreze în felul acesta și nu-și imaginau cum ar putea teologia să fie inclusă într-un curriculum al unor specializări total diferite.
Dar în spatele ideii lui Newman era ideea unității înțelegerii, cum este ea numită, și anume aceea de a aborda un domeniu întotdeauna în dialog cu alte domenii. Și el își sugera în cartea lui că nu poți discuta despre, eu știu, filozofie sau știință dacă nu pui și întrebările pe care și le pun respectivele discipline din perspectivă teologică. Și el nu sugera neapărat o materie teologică, să zic, confesională, ci pur și simplu o cunoaștere despre Dumnezeu, măcar așa din punct de vedere secular. Un exemplu din categoria unitatea înțelegerii pe care o sugerează Newman în cartea lui, mie nu-mi place fizica, adică nu mi-a plăcut cât am fost în școală, din motive absolut subiective, de altfel îi văd foarte bine valoarea, dar am observat că am înțeles mai bine 2 Petru 3 cu 8 după ce am citit câte ceva despre Einstein. De exemplu, ideea lui Einstein, cu cât te deplasezi mai repede prin spațiu, cu atât te deplasezi mai încet prin timp. Nu? Dacă citești 2 Petru 3 cu 8 din perspectiva aceasta, și anume o zi pentru Dumnezeu este ca 1000 de ani, în contextul escatologic, nu al întârzierii Adventului, trebuie să înțelegi că dacă se deplasează foarte repede cortegiul ceresc prin spațiu, va fi foarte repede prin, va fi foarte încet prin timp, așa? Și timpul se comprimă, nu mai este ca la noi, cum îl experimentăm noi oamenii, care stăm pe loc, nu? Diferența abilitică pe care o sugera Einstein între cel care stă și cel care se deplasează. Tot în Newman, întorcându-mă la el, el a fost, bineînțeles, studiat și de alții și fac acum referire la un articol care studiază pe Newman, care îl evaluează, și care spune că, din punctul lui de vedere al lui Newman, educația universitară, de care se ocupă el în mod special, spre deosebire de Pelican, care se ocupă de educația post-universitară. Deci, în educația universitară există un scop dublu, pregătim pe de o parte specialiști și pe de altă parte cercetători. Nu toată lumea trebuie să devină cercetător, nu toată lumea are o plăcere pentru lucrurile acestea. Unii trebuie să fie doar specialiști în diferite domenii practice sau, mă rog, mai puțin practice. De exemplu, la un moment dat, în secolul XVI, cunoscutul pedagog ceh Jakob Comenius sugera ca în curriculum să nu mai fie obligatorie greaca și latina, decât pentru cei care vor lucra, care pot mai întâi, care pot, și după aceea care vor să se specializeze în direcția slujbelor de stat, care cereau cunoștință în limbile acestea, sau în slujbele bisericești, care de asemenea cereau cunoștință în direcția aceasta. Nu este o lecție evidentă, de o evidentă valoare. Sărind acum un pic la Pelican, la cartea lui de mult mai târziu, el se înscrie în linia pe care o sugera și Newman mult mai devreme, și anume acest de primul principiu, că la nivelul acesta al universității, cercetarea ar trebui să fie un scop în sine, iar lucrul acesta era scris ca o reacție la tendințele utilitarianiste pe care Oxford University le arăta la vremea respectivă, a lui Newman, da? Și cumva, mă rog, era, cum am zis, o reacție în privința aceasta. A doua idee pe care Pelican o afirmă și pe care o susține este că nu ar trebui la nivel post-universitar să faci diferența prea mare între cercetare și predare. Adică cine predă ar trebui să fie și un cercetător. Nu, cele două sunt inseparabile. Și sub umbrela aceasta a cercetării și a dezvoltării, inclusiv didactice, sunt câteva principii pe care el le afirmă, care sunt necesare să existe în climatul universitar pentru ca lucrurile acestea să, mă rog, ca dezvoltarea să aibă într-adevăr loc, învățarea să se petreacă într-un mod eficient. Mai întâi, căutarea liberă, adică să poți să studiezi și subiecte care, poate din perspectiva tradiției tale, nu sunt prea aplaudate, nu? Sau prea susținute. Să poți să intri în domenii care, care sunt în, la momentul acesta doar așa, într-un dialog îndepărtat. De asemenea, onestitatea științifică,
Aici am, n-aș vrea să dau exemple, dar găsim, cred că cu toții uneori, scăpări. Sunt uimit, de exemplu, să văd în comentarii recente, în zona mea de interes, idei care, pe care le găsesc la părinții bisericii. Sunt extrem de vechi, dar ele par extrem de noi în modul în care sunt prezentate și poate ceea ce este nou este doar argumentul, nu? Tipul de susținere al acelei idei, dar ea de fapt este foarte veche. Și ar trebui recunoscut lucrul acesta, nu? Să plătim tribut celor care au spus-o de mult. Poate într-o manieră intuitivă, dar au spus-o. De asemenea, să fim civilizați în discursul pe care îl promovăm. Să tolerăm păreri diferite. Atunci când citești o carte care e științifică, nu e apologetică, totuși simți uneori că dialogul nu e complet. Adică nu se iau în considerare și părerile, de exemplu, conservatoare, dacă tu ești de orientare liberală, da? Citește și ce spune un conservator care e tot în breasla ta, este o om de știință sau este un specialist pentru care și el un punct de vedere și trebuie luat în calcul. Și nu în ultimul rând, încrederea în rațiune. Pe scurt, să mă leg un pic de primul element de care vorbește de Pelican, pe care l-am prezentat anterior. Este cunoașterea un scop în sine. Ar trebui să fie ultima destinație, dacă vreți. Din punctul meu de vedere, cred că răspunsul este de mai multe ori nu decât da. Poate putem să vorbim și de da în anumite privințe, dar sunt câteva indicii, câteva semnale, atât în literatură, cât și în viața practică, care ne spun totuși că trebuie să fie ceva mai mult decât doar să ne oprim, adică să țintim către cunoaștere și să ne oprim acolo. Poate vă este cunoscută povestea lui Gargantua și Pantagruel. Tăticul se plângea de faptul că fiul primește o grămadă de informații nefolositoare și trebuie să practice memorizarea în dauna posibilității de a-și dezvolta abilitatea de a gândi. Nu? Deci, cred că ne dorim și lucrul acesta ca studenții noștri să gândească independent, nu doar să reproducă ceva. De asemenea, într-o citire de oarecum de curând pentru mine, C.S. Lewis, în autobiografia lui, care e legată de convertirea sa, conține la un moment dat următorul paragraf din perioada în care el s-a școlit. Pe atunci, un băiat la clasice nu studia în mod oficial decât discipline clasice. Cred că era o măsură înțeleaptă. Și acum urmează un sfat. Cel mai mare serviciu pe care l-am putea face astăzi educație ar fi să predăm mai puține materii. Nimeni n-are timp să învețe temeinic decât vreo 2-3 lucruri până la 20 de ani, iar când silim un băiat să fie mediocru la o zină de materii, îi distrugem standardele, probabil pentru toată viața. Foarte interesant. Nu trebuie să promovăm o dezvoltare multilaterală, în sensul acesta absolut, ci mai degrabă interdisciplinară. Adică nu trebuie să le știi pe toate foarte bine, trebuie să știi câteva lucruri foarte bine în dialog cu alte discipline care te ajută. Și un al treilea exemplu de data aceasta pe care l-am găsit în cartea lui Pelican este o anecdotă, nu există dovezi că s-ar fi întâmplat efectiv, dar are o relevanță, are o importanță. Se spune că în contextul primului război mondial niște femei britanice umblau de colo-colo ca să recruteze soldați. Și au ajuns și la Oxford. Și acolo au găsit pe un tânăr care citea probabil în curtea universității pe Tucidide în greacă. Și una dintre doamne îl întreabă și ce vei face, ce ai de gând să faci, tinere, pentru a salva civilizația vestică? La care răspunsul este, Doamnă, eu sunt civilizația vestică. Pare, nu-i așa, o ilustrație a ceea ce ar însemna cunoașterea scop în sine. Nu? Parcă ai vrea să vezi că se întâmplă ceva dincolo de ceea ce citești. Produce o schimbare. Stimulezi către niște lucruri concrete. Scopul final al educației, dacă ar fi să fac recurs la Noul Testament, ar fi, din punctul meu de vedere, este bine afirmat într-un text al Apostolului Paul,
Coloseni 3:10, care afirmă în esență trei lucruri, că omul așa cum este, el trebuie înnoit, înnoit din punct de vedere spiritual, fiind înnoit, se înnoiește pentru cunoștință sau spre cunoștință, adică umple golul care s-a lăsat, ca să zic așa, și cunoștința aceea trebuie să-l ducă până la urmă, asta e scopul final, să fie după chipul celui care l-a creat. Adică dacă ar fi să rezum concepția mea despre educație, ar fi aceasta, refacerea chipului lui Dumnezeu în student. Nu? Este nu doar cunoștință teoretică sau specializată, ci vreau ca el să fie ca Hristos. Am aici un exemplu frumos. Cred eu că refacerea acestui chip este, de fapt, Imitatio Christi. Și nu văd lucrul acesta mai bine exprimat decât în una din descrierile copilăriei lui Iisus. Frumos o rezumat din Luca 2:52, Iisus creștea sau înainta, avansa în Sofia, pe care am pus-o eu, am asociat-o cu intelectul, în Ilichia, pe care o vedeți acolo în sensul maturității, maturizării, creșterii fizice, și de asemenea în har înaintea lui Dumnezeu, probabil în sens spiritual, și har înaintea oamenilor, dacă vreți, în sens social. Sunt cele patru dimensiuni care fac educația să fie holistică, nu? Dacă te ocupi numai de un singur element sau numai de două, parcă este așa, ceva în două roți, nu este în patru, nu merge chiar bine. Bineînțeles că tot în Noul Testament mai găsesc colecții vis-a-vis de refacerea acestui chip al lui Dumnezeu. În sfatul pe care Apostolul Paul îl dă unuia din credincii lui Timotei, și anume aceea că a fi este totuși prioritar, este mai important decât a cunoaște sau a ști. Găsesc lucrul acesta în 1 Timotei 4:16, care spune: ia aminte la tine, mai întâi la tine însuți și apoi la învățătura pe care o dai altora, zice mai departe. Aici aș vrea să fac să vă ofer o ilustrație biblică. Am numit-o Epistola lui Iisus către Efes. Mântuitorul n-a scris nimic, dar dacă te uiți în cartea Apocalipsei, sunt câteva scrisori care sunt trimise de către Ioan din partea lui Iisus mai multor biserici din Asia Mică. Și prima dintre ele din cap este biserica din Efes, unde găsim un lucru foarte bun și un lucru foarte bun care lipsește. Și anume, este corectă din punct de vedere doctrinar, din punct de vedere al învățăturii. Biserica e descrisă acolo că îi testează pe cei care spun că sunt apostoli și nu sunt, și îi găsește mincinoși. Adică este ortodox, dacă vreți, în sens nepeiorativ complet. Da? Deci e dreaptă din punct de vedere al învățăturii. Dar îi lipsește dragostea din tâi. Și pentru motivul acesta, al doilea, amenințarea metaforică, cum este ea exprimată, este că îți voi lua sfeșnicul din mijlocul tău, sfeșnicul simbolizând chiar biserica. Adică, dacă vreți, așa pe limba română, e ca și cum ai zice, te desfințezi. Adică nu vei mai fi biserică. Pentru că nu poți să fii dacă nu ai ambele elemente. Da? Pe de o parte, învățătura corectă, dar dincolo de asta, evident, dragostea din tâi, pe care unii au pierdut-o, nu? Bun. În educație nu avem doar învățare, avem și dezvățare. Și pentru noi românii, sper să iasă și în traducere, cunoașteți probabil cele două linii din Caragiale, Veta care spune: învățul are și dezvăț, nu știi dumneata? Și Chiriac răspunde: dezvăț, lesne în gură. Nu e chiar ușor, nu-i așa? Adică e mai ușor să înveți, pentru că pui peste ceea ce știi deja. Când vorbim de dezvolt, trebuie să se întâmple altfel. Trebuie să se schimbe cu totul paradigma și lucrul acesta e întotdeauna dificil. În Ioan capitolul 3, întâlnirea de Mântuitorul nostru și învățătorul lui Israel, Nicodim, ilustrează foarte bine lucrul acesta, nu? Nicodim vrea să absoarbă ceea ce spune Iisus și să pună peste ceea ce știe deja și nu înțelege. Că i s-a spus că trebuie să se nască din nou sau de sus și că fără lucrul acesta nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu și el credea că este probabil deja în împărăție și atunci a întrebat în 3:4, cum poate un om bătrân fiind să se nască?
Și întrebarea lui Iisus din 3:10 este: tu ești învățătorul lui Israel și nu cunoști lucrurile acestea? Nu le înțelegi? Păi nu le înțelege, pentru că el, cum am zis, construiește, el vrea doar să învețe, nu să se dezvețe. Și atunci nu mai intră. Nu mai intră, pentru că are deja niște obișnuințe. Ideea dezvățării e prezentă și în literatura pedagogică sau educațională, cât și în business. Am să vă dau două ilustrații, trei cuvinte din zona aceasta de business. Acolo se spune foarte clar că dezvățarea nu înseamnă să uiți, ci pur și simplu să dezvolți abilitatea de a dezvolta, dacă vreți, sau de a alege cel puțin, un model alternativ. Adică să nu construiești pe ceea ce știi deja, trebuie altfel. Și sunt câteva etape când trebuie să experimentezi dezvățarea. Mai întâi să recunoști că modelul vechi nu mai este relevant. Nu? Nu mai este eficient. Uneori le spun studenților mei, nu vă mulțumiți cu argumentele cu care ați intrat în școală. Pentru că nu sunteți aici să repetăm ceea ce știați, sunteți aici să întăriți convingerile, dar într-o manieră academică, onestă, și atunci trebuie să dăm la o parte ceea ce știam că e bine sau corect și nu este. Nu? Doi, trebuie să găsești sau să creezi un model nou, bineînțeles, pe care să fie potrivit cu scopurile tale. Deci nu trebuie să-ți schimbi scopurile, dar trebuie să te dezveți uneori și să înveți un alt model pentru a ajunge la el. Și, bineînțeles, trebuie să-ți obișnuiești până la urmă mintea, asta e elementul 3, cu nou model. Pentru că uneori nu intră, nu? N-am fost niciodată în situația aceasta. Mă rog, am fost în țară unde se conduce pe stânga, dar n-am condus mașină. Dar îmi imaginez că mi este poate chiar ușor, cel puțin prima dată, nu? Obișnuințele de a conduce pe partea pe care ești învățat s-ar putea crea uneori, ar putea crea serioase probleme, nu? De asemenea, este important în dezvățare să abandonezi ceea ce este, mă rog, demodat, cum am zis, ineficient, nefolositor în privința cunoștințelor. Și de asemenea, dezvățarea este cheia schimbării unor, să zic, credințe rigide, unor standarde rigide, unor valori sau rutine care nu se păstrează, la care nu au proba timpului sau aprobarea, să zic, al Scripturii. Și aș sări acum la faptul că dezvățarea, într-un fel, pornește la nivel individual, de la evaluarea proprie. Da? Trebuie să te gândești cum predai, care sunt performanțele în cercetare, care e percepția altora asupra mea, cum arată studenții mei la finalul procesului educațional. Sunt întrebări personale, nu trebuie să răspundem acum, dar pe mine mă ajută întotdeauna dacă fac exercițiul acesta să-mi propun mai mult și să schimb lucrurile pe care trebuie să le schimb. În 2 Corinteni 13:5 avem imaginea aceasta cu două verbe, imaginea cercetării de sine. Dar trebuie să te testezi pe tine, dacă ești în credință, spune acolo, și trebuie de asemenea să te dovedești dacă ești așa. Uneori, în dezvățare, face foarte bine dacă te evaluezi pe tine și dacă te așezi în locul celuilalt. S-a făcut la un moment dat un experiment într-o adunare de specialiști în medicină. Li s-a dat un studiu de caz, ce ar face dacă cineva căruia i s-a amputat deja un picior, are o cangrenă bine dezvoltată și la al doilea, care este decizia medicală, și cei mai mulți au spus că ar trebui amputat și al doilea, pe care vorbitorul i-a întrebat dacă voi ați fi în cazul acela, care ar fi decizia. Voi sunteți omul în cauză. Și atunci numai vreo două mâini s-au ridicat. Pentru că te gândești altfel când e vorba de tine. Nu mai gândești din punct de vedere al specializării. Da? Gândești și cu inima. Și de asta spun acolo, good doctors use both the head as well as the heart. Nu? Adică nu folosești numai inteligența sau cunoștințele, ci și inima. Și trebuie să facem lucrul acesta și în educație. Ultimul punct, educația teologică. În educația teologică găsesc o premisă cristică. Vine dintr-un psalm
mesianic, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și găsesc lucrul acesta în ceea ce spunea Apostolul Ioan în Evanghelia sa, în 7:17, că dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va cunoaște. Mai departe spune dacă învățătura este de la Dumnezeu sau eu vorbesc de la mine. Dar rețineți ideea, ordinea aceasta. Se pare că dorința de a face, de a îndeplini voința divină, precede totuși cunoașterea. Te ajută să cunoști, să înțelegi. Și de asemenea este și un scop pe care îl văd la Iisus. Și mă refer aici la un scop pedagogic de data aceasta. Va face și El, e vorba despre ucenici, despre cel care crede în Mântuitorul, va face și El lucrurile pe care le fac eu, bancă, va face și altele mai mari decât acestea. Uneori m-am întrebat dacă am în clasă vreun student, dacă dau vreodată de vreun student care știe foarte bine meseria de student, ce mă fac? Îl confrunt, îi dau liber, cum fac să contribui cu ceva la viața lui? Și m-am dus cu gândul la, din nou, fac trimitere la cele 7 epistole din către cele 7 biserici din Apocalipsa. La un moment dat, bisericile descrise acolo sunt de obicei cu multe deficiențe, dar există două, și cu preponderență una, care este specială. Mântuitorul nu are nimic să-i reproșeze. Și pentru biserica aceea, biserica din Filadelfia, în Apocalipsa 3:8 se spune ceea ce face Iisus pentru ea. Zice, îți spune înainte o ușă, ți-am pus înainte o ușă deschisă. Da? Nu fac exegeza acum, pentru că nu sunt la o prezentare de Noul Testament, dar înțeleg totuși de aici că este o ușă, este o oportunitate, este ceva nou pe care Iisus îl face cât pentru biserica aceea și unor pentru studenții care știu foarte bine, asta trebuie să facem, de fapt, să le creăm posibilități noi prin care ei să se depășească, să depășească ceea ce cunosc. Într-un articol cu privire la ideea universității, o să-l vedeți citat pe slide-ul următor, se spune că importanța teologiei în universitate, mă apropii de concluzii de asta, revin la chestiunea aceasta, ține de faptul că o universitate seculară, pentru a fi pluralistă, pentru a fi deschisă, pentru a fi liberă, ar trebui să facă loc teologiei. Chiar dacă îi place sau nu. Și spune autorul acestui articol că, din punctul lui de vedere, o societate ar trebui să conțină și, adică diversitatea aceasta a unei universități seculare, dar și care are credința la bază. Asta pentru a păstra dezbaterea vie, nu-i așa? Pentru că dacă există un singur punct de vedere și ne oprim la atât, nu este vitalitatea. Cu siguranță teologia chestiona măcar unele din premisele științei, măcar unele din concluziile ei. Și nu în ultimul rând este și o perspectivă, să zic așa, misionară, misiologică, pe care o văd în ceea ce spune acest autor, și anume că prezența teologiei în mediul universitar ar, să zic, reține puțin mersul acesta occidental degenerativ, cum îi zice el, pierderea sensului nostru, nu știm de unde am venit, nu mai știm unde mergem. Să vă dau în încheiere, înainte de concluzii, un exemplu. Ellen White este un autor foarte apreciat în tradiția din care eu vin și ea spunea într-una din cărțile ei, avem multe lucruri de învățat și multe, foarte multe de dezvățat. Pare că sunt mai multe lucruri de învățat decât de învățat. Spunând dialogul aceea, numai Dumnezeu și Cerul sunt infailibili, noi restul tot învățăm. Sau tot ne dezvățăm. Un exemplu care ne desparte, dar nu chiar atât de mult pe cât pare. Adică încerc să pun aici principiile despre care am vorbit. Nemurirea sufletului. Dacă ai această convingere, dacă ar fi să vorbesc de dezvățare, ar trebui să dezvăți pe cine crede lucrul acesta și argumentează că este așa,
cu Apocalipsa 6, cu 9 și 10, care vorbește despre sufletele de sub altar. Știți scena, probabil, din Apocalipsa, da, pe cetea 5-a. Și aș insista să nu folosească argumentul acesta, pentru că Apocalipsa folosește un limbaj simbolic în Apocalipsa și altarul vorbește. Nu? Nu cred că trebuie să folosim argumente de felul acesta, chiar dacă îmbrățișăm ideea aceasta. De partea cealaltă, cineva care nu crede în nemurirea sufletului, nu poate să argumenteze lucrul acesta cu spunând, de exemplu, că Luca 16 cu 19 la 31 este o parabolă, știți, cu bogatul și săracul Lazar, fără să se întrebe sincer de ce personajul principal al textului acestuia, dacă este o parabolă, personajul acestei ei se menționează numele. Spre deosebire de orice altă parabolă unde nu avem nume proprii. Avem un om, avem un împărat, avem... Încerc să... Eu sunt în categoria a doua, dar sunt onest cu lucrurile acestea și încerc să-i conștientizez pe studenții mei cum răspunzi la întrebarea aceasta. Ți-ai pus-o vreodată? Dacă nu, puneți-o acum. Nu? Nu trece peste. Avem multe lucruri de învățat, dar foarte multe, foarte multe de dezvățat. Concluzii. Numărul 1, în educația teologică pregătim atât specialiști cât și cercetători. E o trecere în revistă, da, ceea ce am discutat. În post-universitar, diferența aceasta se șterge destul de bine. Concluzia a doua, cunoașterea nu e scop în sine și trebuie să produci ceva cu ea și de asemenea trebuie să fie interdisciplinară. Scopul final al educației, din punct de vedere al Noului Testament, pare a fi refacerea chipului divin în om, deci e mai mult decât cunoștință, evident. Dezvățarea trebuie să fie și de conținut uneori și de metode, dacă nu de conținut, măcar de metode, nu folosi argumente care nu sunt chiar cum trebuie. Și în ultimul rând, educația teologică exprimă, dacă vreți, sau este favorizată de dorința de a face voia divină, de-i cunoaște mai ușor și, de asemenea, educația teologică este pluralistă, dacă vreți, susține dezbaterea și schimbă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul profesor, foarte luminoasă. Ce, auzind concluziile finale, ne-am amintit că noi asumționiștii avem o universitate la Worcester, cu Statele Unite, care motoul este Until the Christ be formed in you. Scopul educației, până ce Hristos să fie format în voi, indiferent în ce disciplină suntem.